Scandal în fața unui bar de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Pașcani, luni în jurul orei 17. Mai mulți bărbați care ar fi consumat alcool în incinta localului s-au luat la ceartă chiar pe trotuar în fața trecătorilor. În timpul încăierării, cineva a sunat la poliție pentru a cere sprijin. La fața locului au ajuns mai mulți polițiști, dar și jandarmi. Dar până la venirea oamenilor legii, scandalagiii s-au făcut nevăzuți. În cele din urmă au fost identificați, iar în cauză a fost deschis un dosar penal. Deși niciunul dintre bărbații implicați în respectivul conflict nu a depus sesizare pentru vreo faptă, polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitatea celor întâmplate și luarea măsurilor care se impun.